ce conținea plicul pe care îl avea Nicolae Ceaușescu la procesul de la Târgoviște, acel plic alb. S-au vehiculat tot felul de teorii, că ar fi fost teancuri cu bani în acel plic alb, că ar fi fost bijuterii. Nu este nimic adevărat. Adevărul este că în acel plic erau medicamente. Erau medicamente trimise special pentru Ceaușescu, pentru că el suferea de diabet și ceruse să-i se aducă insulină. Astfel, o mărturie credibilă, capitanul Ion Toma Zamfir, care avea să fie și asesor la procesul celor doi, și aduce aminte în fața senatorilor din comisie că singurii care au venit la unitatea din Târgoviște au fost trimiși generalului Stănculescu ca să-i aducă insulină lui Ceaușescu. Acesta era suferind de diabet și era în pericol să intre în criză. Ei au vrut, potrivit mărturiei capitanului, nu doar să ia contact cu soții Ceaușescu, ci să ia de-a dreptul din unitate. Se așteptau ca aceștia să fie deja morți, dar i-ar fi vrut și așa vii. Se întâmpla cu o noapte înainte de proces, în noaptea aia 24-25, pe la ora 1 a venit mașina A555 de la Direcția de Informații Armate cu 3 persoane cu un plic alb. L-au căutat pe Chemenici. Chemenici era comandantul unității de la Târgoviște. Am auzit doar atât. Domnule, ni dați? Nu, nu-i dăm, plecați de aici. Au spus că vin cu insulina, dar au venit să ia cadavrele. Chemenici ne-a spus că au venit cu insulina. După aia a recunoscut că au venit și cu un bilet. Cel care a venit era Gheorghe Ștefan de la Marele Stat Major. Așadar, plicul acela, pachetul cu insulină, era acel plic alb. Insulina rămasă a fost găsită ulterior execuției în poșeta Elenei Ceaușescu, care înainte de a fi pusă la zid a spus: dacă ne-au condamnat la moarte, de ce ne-au mai dat astea? Se revea la acea pungă albă cu medicamente, a relatat militarul din pază. Era insulina pentru diabetul tovarășului, adusă cu o noapte înaintea execuției de cei 3 ofițeri trimiși de Stănculescu. Aceștia urmăreau să îi preia pe Nicolae și Elena Ceaușescu. Ar fi avut ordine să ia vii sau morți de acolo.